Salutare, dragi prieteni, bineți la un nou vlog. Ia uite puii. Am mâncare, trebuie să le mai pun apă. Am băgat și rata să le sască cu cei doi boboci, uitați acolo. Doar un boboc văd. Celălalt trebuie să fie prin înăuntru. Și doar pe bobocica o văd. E rață. A, uite și rătoiul aici, uitați-l. Ia uitați o noutate, ca să vă arăt și noutatea. Am pus un lac nou la rațe. A, uitați, se bucură ele de ieri. Îl au. Azi este în 27 iulie. Ia uitați-le. Pare rău, pentru că dacă mă duceam acasă avea mai multe noutăți, dar din niște conversații cu părinții mei m-am certat cu ei și nu am preferat să nu mai mă duc acasă luna aceasta, ci să mă duc luna viitoare până se reglează lucrurile între noi. Și vom vedea. Să când ajung acasă, să vă arăt mai multe noutăți. Ia uitați. Ia uitați că sunt de fericite. Intră, se scaldă. Au încăput în acel ulcior undeva la 150 de litri de apă. Stați să vă arăt și cred că ce opresc. În afară de rațele moțate, că rațele moțate rămân, sunt o pereche. Cea cu moțul mare este rătoi, cea cu un ciuf în cap este rață. Să vă arăt ce oprim. O să oprim pe acestea trei leșești de aici, acest rătoi maro, acele două negre. Și rața asta leșească tot de aici. Să oprim și cu rața asta care are bobocii, patru rați în rățoi. Asta îl opresc pe acel rățoi de acolo, acel colorat, nu pe cel alb. O să opresc pe rața asta care stă, acestea două care stau jos. Scuzați, fiindcă mișc camera. Acestea două le opresc. Și o să mai opresc una albă, cred. Albă, cred. Cel mai sigur e albă. Și o să mai oprim de anul acesta un rătoi și încă trei rațe. O să oprim pe aceea de acolo, aceea maro cu de lângă rătoiul alb. Pe nu o văd deocamdată. Sunt și albe de anul acesta, dar nu le văd. Probabil să uitați acolo în spate. Nu se vede exact. Le-am dat iarbă. Haideți să intrăm și puțin la ele. Scuzați puțin. Uitați, ulciorul este destul de mare, adică ca și lățime, ca și lungime este destul de mare și uitați, puțin, stați puțin, să dau camera pe mic, este destul de mare, ca și cantitate. Scuzați. Rațele de anul trecut le tăiam, le tăiem, nu mai ținem. Anul ăsta
Am avut la pui, am avut un procentaj de eclozare extrem de bun, dar din păcate mi-am luat și țepe, mi-am luat țeapă de la Baicoi, mi-am luat țeapă de la Sebeș, mi-am luat țeapă de la Maramureș, de 3 sau 4 ori mi-am luat țeapă, dar asta e, trebuie să mai ieși țepe. Ia uite, tu pe mămica cu cei doi bobucei. Cocoșelul acesta cred că-l vând. Nu o să-l vând acum, o să-l vând mai în toamnă. Au murit câțiva de la tratament. Au murit trei. Nici nu mă așteptam. Pentru că sunt pui destul de pitică mici și nu au nimic. Dar ceilalți care au fost gen acesta de pulgol, așa de mare, au murit trei genul ăsta. Asta e. Uitați cam câți pui am rămas din 100. Asta, nu, 80. Din 80 de pui, uitați câți pui am mai rămas. A fost un an de pomină, am pierdut foarte mult, n-am ce face. Ia uite, să văd acum ceva la rața aia. Wow, zici că aripile sunt tăiate, dar nu le-a tăiat nimeni, parcă are aripa ruptă. La aceea, asta albă, parcă are aripa ruptă. Cam acesta a fost vlogul. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share și subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!